Astăzi vorbim despre cum facem să fim sau să devenim autentici. Dacă îți place acest canal și ceea ce fac aici, te rog să dai un subscribe și un coment. Mersi! Ca ființe umane, majoritatea dintre noi aspirăm să fim autentici. Dorim să ne simțim confortabil în propriul corp, să fim siguri pe cine suntem, să acceptăm atât punctele noastre forte cât și pe cele slabe și să trăim un stil de viață care reflectă valorile, credințele, personalitatea și pasiunile noastre interioare. Autenticitatea este definită în general ca a fi sincer față de tine și acționând într-un mod care reflectă esența ta interioară. Acest lucru înseamnă că îți dorești să fii constant tu cu tine în orice moment și în orice situație, indiferent dacă ești singur sau în prezența altora sau în medii sociale. Înseamnă că acționezi într-un mod congruent cu propriile tale credințe, indiferent de ceea ce spun ceilalți. Înseamnă că ești stabil în propriile tale valori, indiferent de circumstanțe. Nu numai că autenticitatea îți oferă o senzație plăcută, dar cercetările sugerează că este foarte puternic asociată cu bunăstarea psihologică și cu senzația de a fi împlinit în viață. De exemplu, o meta-analiză de 75 de studii a constatat că autenticitatea este asociată pozitiv cu starea generală de bine și cu angajamentul activ în muncă și în viață. Cu toate acestea, chiar dacă aspirăm să fim autentici, să ne descoperim adevărata esență și să acționăm în consecință, poate fi intimidant și s-ar putea să îți spui ce crede celălalt, ce crede ăla, ce crede ăla și atunci nu mai ești autentic. Vestea extraordinară este că există modalități de a dezvolta autenticitatea. Un studiu realizat de Kipfelsberger și colegii săi, desigur, în 2022, a constatat că unele aspecte ale autenticității pot fi învățate și practicate. Iată așadar patru abilități de bază pe care le poți aplica chiar astăzi pentru a dezvolta mai multă autenticitate. Primul, exersează la a te observa pe tine. A deveni autentic înseamnă să fii deschis la informații noi despre tine. În fiecare zi, ia-ți un pic de timp să îți observi gândurile, sentimentele și comportamentele. Încearcă să devii un observator al propriei tale persoane. Ce calități te descriu cel mai bine? Ce îți place? Ce nu-ți place? Care este personalitatea ta? Pentru asta, desigur, poți să faci o serie de teste, iar eu îl recomand pe cel MBTI sau varianta lui mai populară, 16 Personalities. O să las un link în descriere. În al doilea rând, explorează și identifică-ți valorile. A fi autentic înseamnă să știi care sunt valorile tale cele mai însemnate, pentru că acestea trebuie să îți ghideze acțiunile. Așadar, explorează și identifică-ți valorile, sau cel puțin pe cele fundamentale. Poți să îți dai seama dacă valorezi independență, loialitate, familie, onestitate. Fă o listă cu ce contează cel mai mult pentru tine în acest moment. Și, în al treilea rând, caută inconsecvențe în alegerile tale. Pentru a fi cu adevărat autentic, gândurile, cuvintele, sentimentele și acțiunile tale trebuie să se alinieze. Cum se reflectă valorile tale în alegerile tale, cu alte cuvinte? Există moduri în care acestea nu sunt reflectate? Întâmpin momente în care acțiunile tale nu sunt în concordanță cu ceea ce susții că reprezinți? Dacă observi o inconsecvență între ceea ce spui, cum te simți și ceea ce gândești, ia o pauză
și încearcă să aliniezi, să faci aceste valori și alegerile tale să fie congruente. Și în al patrulea rând, construiește-ți încrederea în sine, lucrează la ea, fiindcă cu cât te simți mai bine în pielea ta, cu atât îți va fi mai ușor să fii tu, indiferent de situația în care te afli. Acest lucru îți va permite să îți recunoști defectele și greșelile fără a fi paralizat de rușine sau de vinovăție pentru cine ești. Poți să tolerezi faptul că unii oameni nu te plac, te critică sau chiar te resping pentru că nu se poate identifica cu ceea ce reprezinți tu. Prin urmare, practică aprecierea lucrurilor minunate despre tine. Asta înseamnă să le vezi, să le observi și să le admiți cu voce tare sau doar în gând, însă este foarte important să îți repeți. Când nu reușești să îndeplinești ceea ce ți-ai propus, amintește-ți că viața este o uriașă experiență de învățare. Poți să o privești ca pe o școală. Scopul nu este să fii perfect, ci să înveți din greșelile percepute astfel încât să nu le mai repeți. Asta a fost pentru astăzi. Sper că a fost interesant pentru voi. Pentru mine este oricând interesant să vorbesc despre aceste subiecte și despre autenticitate în special. Acesta a fost un quest al meu de-a lungul timpului. Și consider că încă trebuie să îl practic pentru a reuși să rămân autentic. Ca atare, autenticitatea este o practică, dragii mei. Sunt Andrei, puteți da un comment ca să știu și eu ce credeți, un subscribe la canal, în așa fel încât canalul să crească. Mulțumesc mult, să ne revedem cu bine. Ciao!